the same. I don't wanna make you feel bad, but you kinda ruined my life. You hurt me and ruined my life. And I don't wanna make you feel bad, but you kinda ruined my life. You hurt me and ruined my life. You hurt me and ruined my life. Oh. You hurt me and ruined my life. Salutare și bine ați venit pe canalul Curier de Top. Astăzi vă voi spune, ce pot să vă spun, că sunt foarte dezamăgit de legile din România. Dumnezeu, unde suntem? Suntem la DRPCI sau DRPCIV, cum vreți voi să-i spuneți. Și o să vă spun ce și cum în detaliat când ai zice la brigada rutieră. Deci, haide! Având în vedere că s-a deschis un dosar penal, eu fiind persoana vătămată și autorul, cei de la brigada rutieră s-au decis ca să mi se rețină permisul. Nu văd nimic rău în asta. Dar să-l reții de la câteva luni la un an, doi, e o problemă foarte mare, pentru că e un caz foarte simplu. Și nu văd de ce mai reține atât de mult permisul. Acum noi suntem lângă brigada rutieră și nu o să fim instituția publică, având în vedere că oricum suntem pe spațiu public acum. Putem să o facem, dar nu o să facem. Ce o să facem este să văd dacă mi-a venit dosarul. Pentru că, efectiv, eu nu pot să-mi iau dovadă ca să pot programa un traseu, să obțin o categorie din cauza infrastructurii din țara România. Nu știu cum să mă exprim, am multe emoții. Din cauza unei gropi, să fim mai preciși. Și ca să vedeți că suntem curieri de top, uite aici, am parcat-o foarte bine, haideți! Mi-a venit și dosarul. Să vedem lucrătorul care se ocupă cu dosarul meu. Domnul polițist, hai! A few moments later. Până am leg eu și returile, haideți să vă spun că am întrebat un angajat, un domn polițist acolo și el i-a spus să-mi spun orientativ, nu cu exactitate, că nu poate. El orientativ mi-a spus că poate dura și un an, doi. Deci nu ține de el, nu ține de domnul care o să lucrez la dosarul meu, nu ține de procuror. Poate de procuror, nu știu cu exactitate, dar sper să-mi dureze un an, doi. Haideți acasă să ne ducem la motocicletă. Motocicleta se află în Ferentari. Deci hai să mergem, hai. Trebuie să ne ținem bine că a băgat benzină 100 plus. Hai să vedem ce poate! Ce aglomerație e în București. E pânză de păianjă, de cât timp n-a mai fost pornită și e nouă motocicleta. E nouă. Cred că are 15 km. Dar aici sunt mor. Surprise, motherfucker! Asta da proiect, să dai de la scooter la motocicletă curent. Yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah. Ready to go, man, lock and load. That's right. I swear to God that I could drop you, bro. Yeah. I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. That's how I know that I'm unstoppable.
foarte cald cu bocancii ăștia. Și cu pantalonii ăștia moto. S-a prins motocicleta pentru o secundă. Și nu știam unde sunt cheile. Încearcă poate și pornești, cred. Nu, că trebuie să aprinde bordul. Nu se aprinde? Nu, nu, dar s-a auzit sunetul de deschidere sau de închidere sau de... Deșteaptă-mă motocicleta asta, face de mâncare. Se aprindea bordul, acum nu știu. Trebuia să se aprindă bordul. Asta înseamnă că are puțin curent. Hai să iau o cheie de aici. Cheie aici, nu știu. Ia să scot o cheie și să o îndepărtez. Mamă, bă frate, ai apăsat pe sit, trebuia să apeși pe sit. Ai apăsat pe sit să o pic? Mamă, poate o deschide, stai să îndepărtez eu o cheie. Ia, iar s-a auzit, are puțin curent. Uite, pe asta, pe blocare se aude. A, pe blocare? A, să blochezi ghidonul? Ce-o fiu ăsta? Am reușit! Și bordul tot, încearcă! Mamă, s-a prins! S-a prins! Și s-a închis! Mamă, nu mai are baterie! Lasă ce treabă are avarele! Îmi descarcă acumulatorul, tu lasă să-i încarci, tu nu înțelegi nimic! Bine! Din acumulatorul ăsta îți ia la ăsta! Hai să scoatem bateria și să o încărcăm! Dar cum o încărcăm? Nu, hai să o băgăm la încărcat direct cu încărcătorul! Dealerul ăsta! Băi, și eu asta am văzut pe internet, dar nu vreau să stric ceva da. Pe am făcut niciodată, dar dacă bă, încercam, nici. Dacă încercam... Pe... Mamă, și o lăsăm și mâine o luăm, facem proiect cu ea, o băgăm pe delivery. Vedeți cât de nouă e motocicleta? Nici măcar nu i-am dat țipla asta, are vreo 10 km, 15 km până a ajuns acasă, că a ajuns acasă nici pe roți. Nu, nu, că de acum înainte, nu frate, eu am lăsat-o doar o singură dată, 4 luni. Nu, o bag la încărcat, o dată la 2-3 săptămâni o bag la încărcat și aia e. Da, zici tu sora ta. Nu, frate, o bag direct la bloc. Îți cumperi un prelungitor lung? Da, mă, frate, o bag direct. Și îl bagi de pe geamă? Da, mă, da. Hai să băgăm bateria înapoi în scooter. Mai cum să cumperi altă baterie? Bateria asta chiar cum, dacă... Cum, frate, bateria nouă? Păi asta ziceam, că n-ai cum să o cumperi altă. Da, zis că de orice... păcat. Eu am avut mai multe mașini cu baterii moarte și... Știu că... Hai să-ți băgăm bateria înapoi. O bagi tu? Nu știu. O bagi tu? Da, eu mă uit că vreau să văd și eu procesul. Poate învățăm și noi ceva. Mecanică. Nu cred că e ceva complicat, dar hai să vedem. Hai să vedem ce ai făcut tu aici. Tu aveai și suportul ăsta de... Suportul ăsta de telefon, l-aveai da, conectat da, asta, la... Vezi că asta e ruptă și asta tot e ruptă, vezi? Păi nu știu ce ai făcut tu aici, că... Păi n-am făcut eu nimic, s-a rupt singur. S-a rupt între timp. Da. Da, în fine, hai să vedem. Deci pune un șurub, omul. Păi simplu, ai un plus și un minus și atât și la tine. Ah, ok, atât. Ok. Da, vedeți de treaba ta, domnule mecanic. O pornim la prima cheie? Da. Lăsăm motocicleta să se încarce și venim mâine. A, ah, îți pui casca, ca șefii ăia mari. Ok. Cam asta a fost videoclipul de azi. Am deschis șaua și am conectat un încărcător. Okay. Deschis șaua, se încarcă și ne vrem și noi acasă la urmă. Cu ce bestie mergem? Pentru bestia asta veche, care are 14 ani. 14 ani și câți kilometri? Ia deschis, să deschidem bordul. Și are... 40.000 de kilometri. Mamă, până atunci. Dar pornește la prima chestie. Am plecat.